Corvinul Hunedoara este tot mai aproape de Liga 1, cu atât mai mult cu cât și reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara au aprobat în ședința ordinară de astăzi înființarea Asociației Club Sportiv FC Corvinul Hunedoara 1921, arătându-și astfel sprijinul față de fotbalul hunedoran. Tot astăzi a fost aprobată și alocarea sumei de 40.000 de lei pentru această asociație, pentru susținerea echipei alb-albastre de a-și împlini visul de a juca din nou în Liga 1. Consilierii județeni au aprobat astăzi în cadrul ședinței ordinare înființarea Asociației Club Sportiv FC Corvinul Hunedoara 1921. Asociația se organizează ca structură polisportivă cu mai multe secții pe ramuri de sport, fotbal, natație, box, atletism, șah, lupte libere, arte marțiale, tenis, caia canoe, basket și multe altele cu statut de club privat. Totodată s-a aprobat astăzi și alocarea sumei de 40.000 de lei. Ce părere au reprezentanții Clubului Sportiv Corvinul 1921 Hunedoara despre această decizie? În primul rând, un lucru benefic, în sensul că din momentul acesta se repetă istoria clubului, în sensul că reactivăm acele gânduri și dorințe ale publicului din municipiul Hunedoara și nu numai, pentru că aici avem, aici este vorba de tot județul care dorește această echipă să revină în prima ligă și cu această asociere se va putea îndeplini acest obiectiv. Primul pas a fost făcut, urmează ca noi în continuare să ținem steagul sus, să fim bine pregătiți, să formăm o echipă competitivă care să poată să aibă pretenții de a accede în prima ligă, acolo unde de altfel ne dorim toți să ajungem. Drumul spre Liga 1 nu mai pare atât de anevoios în condițiile în care actualmente Corvinul a demonstrat că reușește să fie printre cei mai buni în fotbalul românesc. Noi ne dorim să facem lucrul acesta cât mai repede, pentru că e cel mai bine așa, să nu amânăm lucrurile. Am început de anul acesta și ca dovadă că echipa merge foarte bine, este pe locul 2, la un punct diferență de prima echipă. O să continuăm să ne vedem de treaba noastră. Vrem să dorim cu toate dorințele noastre să ajungem și în cupă cât mai sus, în sensul că am dorit, dacă se poate, să facem surprize și la primul meci cu CFR Cluj.